cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața din nou, oameni buni, cum am promis, am revenit în emisiune imediat. De data aceasta cu unul dintre interlocutorii cu care mie îmi place să fac emisiuni, pentru că niciodată nu știu exact despre ce vom vorbi. Așa, mergem dintr-una în alta. Domnul Iulian Bulai, deputat USR de Neamț, dar și unul dintre lideri, eu aș spune liderul Alianței Dreapta Unită din județul Neamț. Începem cu Alianța. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa, începem cu Alianța, începem cu SR-ul, începem cu doamna de la București, care a luat locul acum și a intrat în campanie. Începem cu vremea proastă de afară, care aprinde inimile. Așa. Și care ne dă speranță că de la capitală vine schimbarea. Și aici mă refer de la capitala României. Pentru că acolo a fost revoluția, pentru că acolo oamenii sunt mai deschiși, cred că deja vom avea o victorie. Iar eu sunt foarte cumpătat în a veni cu pronosticuri cu care să nu mă fac de rușine. Iar în momentul de față mi este foarte clar că între lumea retrogradă a lui Piedone, alianța guvernării vieții cu Pic și Poc, Marcel și cu Nicu, care au dat-o de gard a treia oară, este foarte clar că Alianța Dreapta Unită va câștiga cu Nicușor Dan candidat independent la București. Treburile acestea nu vin din aer. Nicușor Dan este președintele fondator al USR-ului, omul care iubește Bucureștiul în mod profund și care a venit din studenție implicându-se pentru patrimoniul din București. Să leagă lucrurile. Nu este o întâmplare. Asociația Salvați Bucureștiul a fost o mișcare civică de protejare a patrimoniului istoric din capitala României. El câștigă acum, susținut de către noi. Este extraordinar pentru că constanța valorilor lui și a unor decizii care nu au fost ușoare și nepopuliste, anume să nu cosmetizezi orașul și să umbli dedesubt acolo unde trebuiau schimbate țevile, asta nu-ți aduce popularitate decât la oamenii care înțeleg fenomenul. La cei care așteaptă măsuri populiste și nu știu ce excursii sau pelerinaje sponsorizate de către primărie, acest lucru este mai puțin de înțeles. Dar bucureștenii au înțeles, Pietreanul Burduja va trebui să reprezinte cu cinste PNL-ul sub 10% în București la alegerile locale. Sunteți realist? Sunt realist. Nu am cum să nu fiu realist. Dacă acum 4 ani a luat 18%, acum s-a înjumătățit acolo. Iar PSD va trebui să susțină o persoană care împreună cu soțul ei, prin tăcere, omisiune și niște compromisuri umane au chinuit oameni prin fie interpuși, fie prin omisiunea de la vânători, voluntari. Mulțumesc. Da. Cred că voluntari. Voluntari, da. Cu domnul Pandele. Așadar, minciuna are picioare scurte, adevărul va învinge. Și telenovela reîncărcată cu domnul dr. Cârstoiu, după ce au reușit să pună o femeie independent pe cap de listă la europarlamentare în persoana fostului premier PSD, bărbat, PNL reușește și performanța să-și dea cu stângul în dreptul pentru nu știu câta oară. Mie îmi sună ca sfârșitul guvernării. Asta vreau să vă întreb. Acest eșec este un eșec, clar, organizatoric, să vii tu cu un candidat comun în cel mai important oraș din România și să spui, domne, noi venim cu ăsta, două partide care suntem la guvernare, într-o alianță de guvernare, așa, și tu, înainte de a depune listele, îl retragi și pui doi candidați.
Da. Mie mi se pare un semnal destul de îngrijorător, cum spuneau dânsii, pentru stabilitatea României. Orice argument fals folosit la un moment dat în mod meschin își va dezumfla toată investiția publicitară făcută pentru el. Asta s-a întâmplat și cu candidatul PSD-PNL la București. Asta se întâmplă și cu guvernarea actuală care începe să ruginească în mod vădit și care, în opinia mea, se va rezolva după alegerile europarlamentare în ciuda rezultatului alianței PSD-PNL. Și asta pentru că miza va fi supraviețuirea PNL ca un partid istoric. Dacă ei mai au ambiția să se reinventeze după această trădare uriașă la adresa românilor, pentru că dacă acum votez PNL, de fapt votez PSD, e dacă mai au ambiția să se reinventeze, trebuie să o facă imediat după europarlamentare pentru a mai avea încă 6 luni la dispoziție. Deci eu cred că guvernul celălalt va pica și românii vor trebui să aleagă în ce direcție merge țara. Domnul deputat, plecăm din București, venim în Neamț. Cum se simte Alianța Dreapta Unită? Foarte bine. Și o să o spun în mod sincer. Avem o colaborare corectă între cei trei parteneri. Avem o complementaritate a forțelor politice. Iar eu, ca lider al USR-ului, simt că ne-am îndeplinit împreună toate obiectivele, trăgând și virgulă, punând și frână când trebuia, și cu solicitări pertinente, dar și cu concesiuni necesare. Acestea fiind spuse, cred că suntem unde trebuie și vom da un scor istoric pentru județ și pentru o alianță aici la Neamț. Și mai multe nu spun, pentru că nu ar fi corect. În primul rând, nu avem date să spunem mai mult, doar că simt foarte bine ceea ce se întâmplă acum. Este un nivel de coeziune foarte bună și cred că toți am făcut alegeri corecte pentru a da cei mai bun din partea alianței pentru ca nemțenii să aleagă. Ați dat un semnal înspre județ și spre municipiul Piatra Neamț, a spus două doamne să candideze. Dacă la doamna Apostol nu a fost așa o surpriză, că ați mai vorbit despre lucrul acesta, doamna Tatomir a venit din PMP, pentru multă lume a fost o surpriză. Cum ați ajuns la ideea aceasta de a veni cu două candidate? În mod foarte sincer o să vă spun că în această mare de dezamăgire a românilor și a nemțenilor cu privire la politicieni, există un singur tip de profil politic care ar putea să dea speranță și să ambiționeze. Și profilul este următorul. Trebuie să fie femeie. Aici se poate crește foarte mult. De asta și avem partide conduse de către o femeie radicală care crește foarte mult. Deci sociologic, pe profilul de gen, românii sunt însetați să vadă și altceva. Este o parte a răspunsului. Al doilea trebuie să fie din mediul privat și care să fi dat dovadă de o carieră care confirmă și validează pentru prezența publică. Ambele persoane întrunesc acest profil. Implicate, experimentate și în Consiliul Local, și Alina și Marinela în Consiliul Județean, ambele din mediul privat, cu cariere solide în spate și de antreprenoriat, în cazul Marinelei, transporturi și logistică, și de liber profesionist, avocatură, în cazul colegei Alina Tatomir. Deci vorbim despre niște decizii foarte corecte, care sper eu să dinamizeze oameni care se identifică cu aceste alegeri. Bărbați politici am văzut, unul reinventat acum câteva zile,
care ne spune că el vrea să fie din nou speranța Perlei Moldovei. Sunt rezervat cu privire la aceste reinvente. Mă referiți la domnul Gheorghe Ștefan. Da, da. În politică se iartă multe, ca și în viață. Poate să intervină reabilitarea. Dar la un moment dat trebuie să-ți vezi și ridurile politice și cu ce consecințe au venit ele pentru comunitate. Nu neg nimic din aportul nimănui, dar gradul de îndatorare al municipiului cu niște proiecte fantasmagorice care nu au reușit să fie sustenabile și să aducă plus valoare într-un timp real de investiție, își spun cuvântul acum, și atenție, este o analiză la 10-12 ani de la aceste investiții. Nu este la cald imediat după ce le-au luat-o. De aceea cred că este locul unor femei care au demonstrat în privat și care vor demonstra și în serviciul public. Și atât colegul meu, președintele Bogdan Gavrilescu, cât și colegul meu, Sorin Solomon, au achesat la această idee și le mulțumesc amândurora, cât și celor două doamne care înțeleg că împreună putem fi mai puternici acum cu aceste două candidaturi. Știți ce m-a mirat pe mine în momentul în care Gheorghe Ștefan Pinalti a ieșit în conferință de presă cu unul dintre candidații, cei de la PUSL? Eu mă așteptam la un val de reacții din partea partidelor politice. Un val de reacții care să vină pe firesc din punctul meu de vedere. Stai un pic. Dom'le, vine Gheorghe Ștefan. Nimeni nu-i poate nega niște merite, dar sunt și lucruri care au rămas. N-am văzut reacții. O să vă spun în nume propriu. În nume propriu, reacția este pentru că este irelevant. PPUSL, calul vieții și alți oameni care nu mai au loc pe alte partide, asta înseamnă că nu mai ești relevant. Dacă nu ești în primele 5 partide parlamentare, nici în primele 2 partide neparlamentare, înseamnă că ești irelevant. De asta nu am simțit nevoia să ies public până acum cu această confesiune. Sunt mai puțin de 48 de ore de când s-a întâmplat. Așa este, da. A fost, cred că, luni mai târziu de ora 10. Este miercuri la ora, suntem miercuri la ora 9 și ceva. Dar mai este un aspect, domnule Bălănescu. Urmașii politici ai domnului Pinalti sunt printre noi. De exemplu, domnul Oreanu este ucenicul politic al domnului Gheorghe Ștefan. Nimeni nu poate nega asta, pentru că el a fost atunci creația lui. De toată între echipa. Ursărescu și Cărpușor a câștigat domnul Gheorghe Ștefan cu domnul Leoreanu în 2008. De asta zic că... Domnul Ștefan a fost președinte la PNL într-o perioadă. Da, probabil că înainte, da. De nu mi-aduc eu aminte. Da. Probabil înainte de 2004, probabil, nu știu. Dar astea fiind spuse, nu am considerat că e bine să comentez, pentru că mi se pare irelevantă mișcarea, pentru că forța vehiculului politic ales este una mică, iar reinventarea nu arată o întoarcere în vehicule cu tracțiune politică, ci mai degrabă o disperare de agățare în spațiul public. De aceea nu pot să comentez mai departe. Am înțeles. Bun. Pentru că natural era să vină la PNL, pentru că PDL-ul a făcut o fuziune prin absorpție de către PNL și acolo era locul firesc. Dar înțeleg că nici acolo nu mai este acum. Acum este domnul Oreanu și domnul Țapu care sunt acolo. Deci era evident că pentru alți bătrâni în politică nu mai este loc în plus la PNL. Bun, acum vreau să spuneți că era locul firesc acolo. Eu vă spun că la fel de firesc s-a dus într-o zonă în care sunt foști colaboratori ai domniei sale, pentru că nu trebuie uitat domnul Amedeo, da, și domnul Panaite au lucrat cu domnia sa de-a lungul mai multor campanii electorale. Aveți și dreptate. Probabil că acolo s-a... Eu nu vorbesc de domnul Dan Voiculescu, care e altă poveste. Da, da. Aveți dreptate, la Neamț așa este, la Piatra.
Da, la Piatra, da. Da, nici măcar la Neamț, că ceilalți colegi sunt la PNL. Dar la Piatra așa este. Bun. Acum, ieri a apărut un fel de sondaj de opinie. Eu mi-am făcut datoria să public din el niște lucruri. Alții l-au, cred că l-au dat întreg. Un sondaj de opinie care până la urmă se pare că este asumat de către cei din PNL. La noi a ajuns pe o filieră oarecare, cum ajung lucruri la noi. Și acolo apar niște scoruri interesante, așa, cu PNL-ul destul de în față, 30 și ceva la sută, PSD-ul 24, 20 și în ceva. În ce județ? În, județ, în Piatra Neamț, vorbim de Piatra Neamț. Și cu PUSL-ul la egalitate cu Forța Dreptei, ceva de genul ăsta. Da. Bănuiesc că nu l-ați văzut. Nu, n-am văzut, da. Din păcate, nu. Aveți vreo cercetare sociologică în Neamț? Nu, făcută? Nu avem nicio cercetare sociologică, pentru că ele sunt irelevante în măsura în care există o distorsionare de moment a deciziilor și a alegerilor. Și aici distorsionarea de moment este dată de mișcări de forțe care se întâmplă pe... Vă doresc multă mulțumesc sănătate. Pe ultima 100 de metri, care distorsionează realitatea politică. Și ultima mișcare este o mișcare care distorsionează și plecarea celor de la Aur, Piatra Neamț, în toate direcțiile este o distorsionare. Și niște candidați independenți reprezintă elemente de surpriză maximă care alterează un posibil rezultat în iunie. Plus că devansarea alegerilor din septembrie în iunie, cu un timp de pregătire foarte redus, duce și la mișcări de trupe în stânga, în dreapta, dar și la o distorsionare de moment. De asta eu nu cred în momentul de față că putem să avem acces la cifre reale date în timp real de către un sondaj, pentru că există aceste variabile care distorsionează realitatea alegerilor, plus mișcările naționale. Ce s-a întâmplat la București afectează toată țara. Dacă scârție alianța, și eu deja am văzut că se ceartă oamenii în Parlament, am fost ieri în Parlament, am stat la niște discuții foarte acide și nu o să, pentru că erau în cadrul quasi informal, nu o să divulg aceste lucruri între partenerii de alianță. Pur și simplu eram în fața lor și am început să certe, aproape să bată, da. Sunt nu niște idei. Unii între ei, adică nu în idei. Nu. Adică dar plecând la niște frustrări personale și chiar era o dezbatere interesantă care a avut niște reacții ciudate. Deci peneliștii sunt turbați. Reacționează haotic și în parte violent, pentru că li se duce pământul de sub picioare. Ei au câștigat pe lupta lui Iohannis cu fantasmele trecutului comunist și PSD, adică cu anti-PSD. Ei au legitimat apoi toate deciziile proaste ale PSD-ului, și fiscale, și politice, și de investiții, și de numiri în funcții publice. De asta acum este un moment al adevărului în care trebuie să joace fie până la capăt și să meargă mai departe pe o alianță pe termen lung, sau să iasă. Toate aceste lucruri determină și rezultatele alegerilor europarlamentare și locale. De asta abia aștept. Noi ne facem treaba bine. Și în Piatra, și în județ, și la Roman, și la Târgu Neamț, și la Bicaz, și niște comune extraordinare unde au venit pe ultima 100 de metri oameni cu care vom câștiga. Dați-mi niște exemple la comune. Eu de-abia aștept. Nu de oameni, de comune. Domnule Bănescu, eu sunt un om al puterii moi, al soft power-ului. Dacă aș fi fost general de armată, v-aș fi spus că un general nu iese la atac prezentând toate trupele și victoriile de etapă pentru diferite caporal, flancuri. Pentru caporal, cum spunea un mare comandant de arme, e bine să știe că au bastonul de mareșal în... O să răspund în aceeași notă. Pentru caporali vom avea succes și în zona Bicaz-Valea Muntelui, și în zona Deșes la Roman, și între Roman și Piatra. Și vom avea surprize plăcute și în zona Târgu Neamț. Am spus astea fără să exagerez. Când am spus succes, adică vom câștiga primării, și când am spus surprize plăcute, vom face mai mult decât se așteaptă
competitorii politici. Cu marea surpriză fiind Consiliul Județean și Piatra Neamț. Da. Eu îi întreb pe toți, vă întreb și pe dumneavoastră, în momentul acesta, care sunt principalele probleme pe care veți marșa? Domnii care au fost înainte au spus un lucru interesant, cu care eu până într-un anumit moment sunt, până la un anumit punct sunt de acord. Eu sunt așa, domnule, vrem să scăpăm de sistemul care seamănă cu sistemul din evul mediu al iobăgiei în Neamț. A explicat. Ok. Adică avem sistemul acesta, primarul Tătuc, el face ce are acolo, de acolo se merge mai departe și tot așa. Care sunt principalele lucruri cu care dumneavoastră veniți în fața oamenilor acum și care să îi intereseze pe oameni? Că pe oameni știți cum e. Îi interesează, nu știu, creșterea nivelului de trai, generic vorbind. Bun, asta se întâmplă, adică se întâmplă dacă urmărești în retrospectivă în ultimii 10 ani, 15 ani. Exact. Adică nu se întâmplă din 4 în 4 ani și nu, nici de cum de pe zi pe alta. Aș vrea să mă canalizez cu un singur subiect pe Piatra Neamț și cu unul pe județ. În Piatra Neamț frustrarea este maximă din cauza mai multor motive, dar sunt două foarte importante. 1. Lumea nu știe ce se întâmplă în oraș cu privire la investițiile în infrastructură. Deci a fost o comunicare extrem de proastă. Domnule, când începe? Unde se termină? De ce acum? Care este situația? Care sunt informările de etapă? Care ce se întâmplă pe parcurs? Ce se întâmplă pe parcurs? Deci este o lipsă de informare cronică. Nu o dezinformare, o lipsă de informare cu privire la proces și la etape. 2. A fost o decizie extrem de proastă din punct de vedere tactic de a nu lucra pe porțiuni. A dezvelit tot și a lăsat totul praf, cum este acum. Și nu exagerez, cu excepția variantei, și slavă Domnului, de exemplu, ieri am trecut pe acolo și nu erau toate semafoarele în funcțiune. Deci era bine. Deci era bine. Și plus că au reparat sensul giratoriu de pe Dremitirele Unida, încât să poată să treacă și tirurile, adică au făcut să fie teșit, să nu fie chiar cu borduri, că altfel nu mai trecea nimeni pe acolo. Etapele au fost greșit analizate, desfăcând tot orașul. Așa ceva nu se face dacă nu-ți permiți, într-un timp rezonabil, să rezolvi toată problema. Noua administrație va trebui să învețe din această greșeală, aplicând secvențe de acțiune. Acum facem asta, comunicăm și apoi terminăm și apoi începem alt proiect. Pietrenilor nu le lipsesc multe lucruri în principiu, dar asta era o chestie fundamentală. Asta trebuie, unul, să nu se mai repete și doi, cei care vin imediat în iunie trebuie să intervină pentru a opri haosul imediat. Și sunt niște măsuri, de exemplu, foarte concrete. Domnule, praful ăsta, înțeleg că trebuie să lucrezi, dar nu poți să faci puțină ordine după tine. Trebuie văzut contractul ăla. Nu presupune că pe o perioadă mai lungă de nu știu cât să nu existe pietriș nisip pe asfalt, nu unde sunt găuri. Acum este, adică pe decebal este haos, de la Precesta până la Mol, îți pui mâinile în cap. Deci asta foarte scurt pe secvență și pe deci, etape practic, în Piatra Neamț. Să conchidem. La Piatra Neamț o comunicare și o organizare a lucrărilor care trebuia făcută etapizat și asta trebuie intervenit rapid de când se face schimbarea de administrație. La județ, cea mai mare problemă, în opinia mea, unde formal noi încă n-am pierdut trenul, că nu s-a luat o decizie, dar practic știm că nu se mai poate, este Spitalul Județean. Nu am niciun fel de speranță cu privire la cel vechi și cred că este o investiție greșită dacă mai continuăm să peticim acolo în momentul de față așa cum există el, chiar dacă acoperi nevoie. Deci este greșit să mai faci investiții care să dureze multe zeci de ani, trebuie doar să-l menții la nedeplutire, chiar dacă arată jalnic, dar spitalul nou, ne-au dat bani. 150 de milioane de euro, luați-i, folosiți-i. Mai mult, da, mai că mult. Au dat și pentru dotări. De acord. N-au fost în stare, domnul Asafe, sunteți o catastrofă, după ce a plecat fugarul, n-ați fost în stare să gestionați proiectul ăsta cu banii pe masă.
Asta este un lucru grav și va trebui reglementat în două secvențe. Unu, ce mai putem recupera din PNRR? Trebuie renegociat dacă ne se oferă măcar o parte din investiție până expirarea termenului, adică peste 2 ani, în 2026. În mod normal, o parte o poți cheltui? Ar trebui, da. Dar dacă investiția se desfășoară pe mai mulți ani, fie trebuie să folosești doar o parte sau să renegociezi tot. Și apoi trebuie să se facă o orientare către băncile de dezvoltare din Europa cu garanții financiare din partea Ministerului de Finanțe pentru a acoperi suma mai departe pentru Spitalul Județean. Pentru a avea un serviciu minim de intervenție aici. Asta este marea miză pentru județ. O altă miză importantă, dar în care nu mai cred, și spun asta pentru că am urmărit procesul în ultimii ani și am văzut atâtea mențiuni încât nici nu le pot scrie, este drumul expres Piatra Neamț-Bacău. Deci cine vine cu aceste angajamente, la cât de multă delăsare, lipsă de interes am văzut în ultimii 6 ani, cât am urmărit punctual proiectul ăsta, care pentru nu știu cât te ștrenează de 3 ani în ultimă stare de analiză pe teren și care de este studiu. Vital pentru Piatra Neamț. Da. Soluția nu vine de acolo. Soluția vine din ce a negociat Drulă cu Ghinea A7 și aici, mai ales pentru cei care locuiesc în Dărmănești, în Piatra, vă dau un scris, domnule Bălănescu și estimați pietreni. Și aici să vedem dacă timpul mă va contrazice sau nu. Dar să zicem că faci din Dărmănești, poate mai mult din Preceza, dar din Dărmănești faci cam 30 de minute până la Dulcești, până la Felești. De acolo mai facem încă 10 minute până la Bacău. Deci și de aici până la Bacău face o oră. Vor ajunge pietrenii, nu știa, nu credea nimeni că se va întâmpla asta, mai repede la Bacău, pe varianta Piatra Dulcești decât Piatra Roznov-Bacău. Soluția va veni prin această arteră și pentru pietreni de a se conecta mai bine pentru a ajunge în sudul țării, la capitală și Asta ar necesita un drum expres, Piatra... Necesită infrastructuri mai bune, dar geografia spațiului ne ajută mai mult în sensul că sunt mai puține localități. Știți ce? Da. Ați amintit două probleme la județ și nu pot, pentru că dumneavoastră sunteți aici și eu pot discuta. Da, vă rog, vă rog. Deci, vă dau un exemplu. Ce s-a întâmplat cu Spitalul Județean? Asta nou, da? Care s-au pierdut niște bani. Acum se întâmplă în mic cu o chestie vitală pentru funcționarea actualului spital. Dom'le, în noiembrie anul trecut, după un an și ceva, procurorii care investigau incendiu au zis, puteți intra în sălile astea și refaceți-le. Faceți ce vreți cu ele, refaceți ATI-ul. Suntem în luna lui aprilie, în an electoral, repet, an electoral, când ai interesul să faci cât mai mult. Și acele două săli despre care s-au spus vor fi terminate foarte rapid, fără ele nu se putea da autorizație spitalului de funcționare, s-a dat pe cuvânt de onoare, de pionier, de ce-o fi, nici acum nu sunt gata. Noi am întrebat, dom'le, ce se întâmplă acolo? Și care e răspunsul? Răspunsul a fost următorul. Dom'le, nu sunt bani suficienți, mai trebuie niște bani, doar 1 milion de lei. Păi, nu sunt bani, de ce? Și vine o demonstrație. Eu nu pot să nu mă opresc, să nu zâmbesc, îmi pare rău, zâmbesc amar. Ci că în noiembrie nu s-a mai putut face că guvernul Comasat, care ne oferă stabilitate, inclusiv stabilitate pentru sănătatea noastră, a interzis investițiile. Și atunci s-a ales soluția unei fundații, asociații, care a zis, dom'le, acolo vor veni bani și vom face. S-a prezumat o sumă de 500.000 de lei. O sumă infimă, nu discutăm. După aia s-a zis 800.000. Și acum aflăm că mai trebuie 1 milion față de ce s-a dat înainte. Și întreb și eu, și vă întreb și pe dumneavoastră, cum e posibil așa ceva? Cine face estimarea? Și de ce s-a ales soluția unei asociații în condițiile în care acum avem buget?
Pentru că avem un stat slab și pentru că nu avem conducere profesionistă la Consiliul Județean. Consiliul Județean este ordonatorul principal de credite față de această unitate medicală din județ. Ei sunt responsabili, președintele în mod direct și cu reprezentanții Consiliului în Consiliul de Administrație al Spitalului, pentru că ei reprezintă puntea de comunicare a deciziilor și a supervizării activității. Deci, oameni buni, soluția este la actuala conducere a Consiliului Județean, la PSD, la ASAFTEI. Ei trebuiau să facă lucrurile astea. Nu mă miră. Și știți de ce? Pentru că în parte este prostie, în parte este rea credință, poate că mai puțin la nemți. Aici bănuiesc mai mult de prostie. Nu știu dacă este chiar rea credință. Pentru că totuși ar fi culmea mizeriei umane să faci așa ceva. Dar la București este vorba de rea credință. Spitalul dăruiește viață nou, ca secție a Spitalului Marie Curie din București, terminat la cheie, dotat cu tot ce trebuie, începând din primăvara anului trecut, este ținut închis, nepreluat încă de către minister, din cauza faptului că domnul Rafila, băiat de securist, PSD-ist, susținut de colegii de la PNL, refuză să facă preluarea spitalului. Spital nou făcut. Deci, văd așa de multă rea credință, invocând false argumente și pretexte, cum că nu se poate, că nu ne-ați dat toate informațiile, că nu știm cine au fost furnizorii aparaturii, dați-ne facturile să vedem dacă s-a făcut într-adevăr plata, niște argumente aberante. În parte prostie, în parte rea credință. Trebuie să ajungem să conducem Consiliul Județean pentru a rezolva aceste probleme și dacă nu se pot rezolva, pentru a le comunica. A ieșit într-o conferință de presă și spune, domnule, aici am întâmpinat probleme, asta s-a rezolvat, țintim mai departe să rezolvăm celelalte obiective pe care ne le-am propus. Ăsta este termenul în care vom rezolva aceste lucruri. Când, cum, cu ce bani și când. Foarte important să fac asta acum cei care conduc CJ Neamț. Eu vă spun, vom face înțeleg. Și noi o interpelare încep să vedem. Încep să mă bâlbui. Deci nu pot să înțeleg acest lucru. Dom'le, ai o secție, vital să o refaci și să-i dai drumul, pentru că eliberezi secția da. Care domnul este... Domnul Safte ce spune? Și poți să duci acolo bolnavii de cancer. Domnul Safte a răspuns la întrebarea asta? Da, știți cum e? Noi încercăm. Domnul Safte nu răspunde la întrebări despre spital, răspunde doar domnul Chitic, care este el pus să se ocupe de spital. Bun, domnul dar domnul Chitic da. A spus, domnule, noi încercăm, dacă nu se vor strânge bani prin asociație, o să dăm bani de la județ. Întrebarea mea este, de ce să așteptăm? Fiecare zi înseamnă chin în plus pentru bolnavii de cancer. Și așa loviți de nenorocire. Da. Nu pot să, de efectiv, rațional, nu pot înțelege. Și îi pui pe cei care conduc spitalul acum într-o situație extrem de proastă. Pentru că ei au venit cu bună credință să zică, domnule, hai să facem, hai să scoatem lucrurile astea de acolo, măcar cât de cât. Și ei trebuie să ofere explicații la care nu se pricep. Că nu sunt ei tehnicieni, electricieni sau altceva. Cineva face lucrarea, ei trebuie după aceea să o preia și să o folosească. Ori, n-a ieșit nimeni să spună, băi, oameni buni, asociația X nu are bani, n-am reușit să strângem bani. Că nici acum nu știm cine trebuia să dea bani acolo. Eu nu slăbori de o treabă. Asociația trebuia să primească bani din sistemul păi public. Păi nu putea să-i primească din sistem. Să primească sau să strângă de la oameni. Adică de la oameni, de la firme. Deci mi se pare ceva de noaptea minții. Și ați amintit de celălalt proiect. Cu drumul expres. În ultima săptămână am asistat, că asistăm, nu putem să facem altceva, la o conferință de presă în care a venit domnul Pistol. Și a zis ceva despre drumul expres, că nu și-a făcut treaba CJ-ul. Probabil că fiind pe funcție știe el ce știe. Au ieșit cei de la CJ și au spus, nu există domnul Pistol, da. A greșit. Noi ne-am făcut treaba. Ei nu și-au făcut-o. Și mi-am lăsat aminte de bancul cu Rabinul, știți? Bancul nu știu, dar mi-imaginez răspunsul. La Rabin vin doi, știți? Și spune, doamne, uite, știi, eu am făcut aia, ăsta mi-a făcut. Și ai dreptate, vine ăla.
și tu ai dreptate. Da. Și spune ajutorul rabinului. Și dom'le, nu poți să aibă dreptate amândoi, la care rabinul a spus, ai și tu dreptate. Decizia politică este una. Faci dintr-un proiect o prioritate sau nu? Faci sau nu? N-au făcut o prioritate. Nimeni n-a făcut din asta, de la cei care au guvernat cu mari majorități, o prioritate pe termen lung de a rezolva o problemă. O firmă care trebuia să livreze acest studiu rapid nu a făcut-o. A invocat argumente, a invocat piedici, nu avem datele pentru care investiția, de care investiția are nevoie pentru a putea începe. Haideți să facem un exercițiu de guvernare. Dacă vine domnul Pistol într-o conferință de presă și spune un lucru adevărat, CJ-ul nu și-a făcut treaba, ce s-ar trebui să întâmple în mod normal dacă dumneavoastră ați fi prim-ministru și eu prim-viceprim-ministru? Doamne ferește! S-ar întâmpla ceva. Există ceva ce se numește autonomie instituțiilor locale, unde un premier nu poate demite un președinte de Consiliu Județean. Pentru că nu poate, că l-ai ales de popor direct să guverneze regiunea. Dar poate demite un ministru. Nici pe director nu-l poate demite el. Ministrul trebuie să-l demită. Sau poate să-și dea el demisia pentru că este parte a partidului. Domnul Pistol este numit de către ministru, nu a câștigat un concurs acolo. Și vă spun sincer, situația este fix cum am văzut-o eu când mergeam săptămânal, după ce am plecat de la scurta guvernare de 8 luni, am mers, dar mult mai rar, pentru că nici nu s-au mai ținut ședințele fizic, doar online. Situația este neschimbată de 3 ani, de când a plecat Cătălin Drulă acolo. Tot se invocă aceleași blocaje de livrare a ultimelor date pentru a începe, apoi proiect tehnic și apoi licitație de execuție. Sunt argumente care n-au cum să țină, este lipsă de interes. Eu o să vă spun lucru. Ascult de dimineață un post de radio național, cel mai important, și este un domn care se numește Lancuzov, care face starea tuturor, starea drumurilor. Dom'le, azi dimineață cita din deschiderea unei centuri de vest de 5 km de la Târgu Mureș în regim de autostradă, bănuiesc, cum ești la Bacău, pentru că este partea a 8 care merge mai departe. Dom'le, din Oltenia și din Moldova cita blocaje. Asta este urmarea unor oameni care au tras focul la oala lor mereu când sunt acolo. La noi, și vă spun din multe perspective, dar în primul rând din perspectiva omului care a fost și a văzut guverne venind și plecând. Moldovenii de la PSD și PNL îi trag pentru oameni. Ardelenii de la PSD și PNL, pe lângă faptul că trag pentru oameni, trag pentru proiecte în zona lor. Asta este marea diferență de calitate și a unor nemernicii din același partid politic. Că unii, pe lângă oameni, mai trag și pentru proiecte. Și slavă lor ardelenilor, că au avut abilitatea să facă asta. La noi, PSD cu PNL, când a fost guvern PSD, de la noi l-au avut pe Andrușcă. Adică Arsenie, în loc să facă, mă scuzați de expresie, pe dracu un patru, să aloce de atunci, din 2017, bani pentru spital, drum expres, el punea un bambilici ca ministru a economiei. Deci când ai avut toată puterea tu ai pus-o cu mâna ta pe Dăncilă premier și șef de cabinet pe cineva din Neamț cu foarte mare putere. Că puteai, în loc să vezi mize mari, tu te-ai ocupat doar de oameni mici. Asta s-a întâmplat. Suntem aici pentru că mulți ani, în loc să se ocupe oamenii ăștia care au dat guvernări și miniștri de proiecte mari, s-au ocupat doar de oameni și oameni mici, din păcate. Eu țin minte... La un moment dat am discutat cu dumneavoastră și v-am întrebat așa direct. Dom'le, v-ați întâlnit cu Arsene pentru proiectul de la spital? Aveați o opoziție. L-am și ajutat să intre. Și a zis da, l-am ajutat să intre la. Da, asta s-a întâmplat. Într-adevăr, nu am fost singur. Nu pot să-mi asum și să-mi arog lucrul ăsta singur. Dar am fost apropo, acolo când de s-a mize întâmplat. Mici și mize mari. Asta s-a întâmplat. N-am cum să o neg, pentru că eram la guvernare. Și era o miză importantă. Era o miză, dar venea foarte târziu.
deja vă spun exact când era. Era februarie-martie 2021. Iar eu vorbesc de o secvență de, cu 4 ani înainte, din 2017, în guvernarea care a început cu multe nume eșuate, cu Șaideh, cu Grindeanu, cu Tudose, cu Dăncilă și cu oameni de o calitate umană din neamț, și aici mă refer la Andrușcă, foarte, foarte, foarte limitată. De asta... Hai să-i spunem calitate profesională. Da, mă scuzați, mă scuzați. Umană. Nu, calitate umană. Îmi cer scuze, da. Domnul Andrușcă, de fapt, este un om care poți să stai de vorbă. Este un om blajin. Dar are limitele lui profesional, politice, foarte, foarte mari. Asta este altceva. Da, corect. De asta zic că culegem ceea ce mai mari județului din cele două mari partide au semănat. Cu tot respectul pentru mulți, dar și PNL-ul când a putut să numească un secretar de stat în două, vă spun exact când s-a întâmplat asta. În ianuarie-februarie 2020 l-au numit pe domnul Panaite. Domnul Panaite, care nu prea avea de-a face cu mediu, dacă nu mă înșel, și a fost secretar de stat la mediu. Așa este. Așa este. Să-mi fie cu iertare dacă greșesc. Pe care a fost prefect pus de PSD, dacă nu mă înșel. A fost înainte, dacă nu înainte, mă înșel, chiar în 2017-18, în guvernul Dăncilă. Dar de asta zic, sunt aceiași oameni care în loc să vadă mize foarte, foarte, foarte mari, ei au acest fel de comportament. Ardelenii, ei își pun secretar de stat la finanțe, fonduri europene, transporturi. De exemplu, noi avem un secretar de stat, sau noi, moldovenii au un secretar de stat la transporturi, care este atât de rupt de la PSD, de la Bacău, atât de rupt de realitate, încât el nu participa nicio știință importantă la CNAIR, unde se iau decizii importante pentru un proiect important, de exemplu A13, care este atât de întârziată încât firma care făcea proiectul a spus, da, nu ne mai ocupăm că nu putem să facem nimic, reziliem contractul. Adică s-au pierdut mulți ani acolo. Deci și ei cu omul lor, cu proiectul lor, că Bacău e condus de PSD. Și interesul lor. Cum îl cheamă pe domnul președinte? Cu Benea. Da, da? Domnul Benea. Tu președinte, tu puternic, cu Grindeanu acolo, cu secretar de stat și cu proiectul falit. Ioc proiect. A13, Bacău, Brașov. Trebuie să fie oameni puternici acolo și care să se impună în deciziile politice. Nu să înghită. Asta se întâmplă. Și noi suntem aici să dăm un exemplu bun și pentru județ și pentru ce a însemnat scurta și intensa guvernare Cătălin Drulă, care acum în guvernarea PNL, USR, trebuie menționat lucrul ăsta, a făcut dreptate Moldovei prin investițiile mari A7 și cei 40 ceva de kilometri A8. Deci se poate și cu moldoveni, și cu useriști, în guverne de dreapta. Guvernul Câțu, din care am făcut parte, a fost un guvern care a luat decizii de dreapta, investiții masive și a livrat un plan de țară cu PNRR-ul ca plan de țară și de reconstrucție, un fel de plan Marshall întârziat al României, făcut bine și acceptat atunci de către premierul țării la propunerea lui Cristian Ghinea. Deci se pot face și lucruri bune împreună dacă există voință, înțelepciune și un angajament pentru reforme și guvernare de dreapta. În țară, la neamț, la Piatra, în fiecare comună din județ. Fie gura aurită, cum se spune. Vă doresc baftă, să sperăm că lucrurile astea bune prezentate de fiecare partid se vor aduna într-un plan de țară normal pentru România, pentru că sincer e nevoie, se simte nevoia unei schimbări. Vă mulțumesc pentru vreau participare. Vreau să urez florii binecuvântate credincioșilor ortodoxi și o săptămână mare cu vreme bună și cu lumină în suflet și înțelepciune în decizii. Vă mulțumesc. Cele bune, oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Cele două părți de emisiune le veți vedea separat după ce e vorbit și din direct, fiecare în zona ei. Cele bune, numai bine, să fim cu toții sănătoși și să ne bucurăm de ce ne putem bucura.